Benedict Cumberbatch. Smash or pass? Face smash. E un subiect foarte vorbit pe net și e curios. Mi-a zis că ați terminat de filmat acum, Vlad, nu? De cât timp ați terminat de filmat? De o lună. De o lună? Și cât timp ai jucat un an? Cred că 2 ani jumate sau 3. Deci în 2019 am început în vară și am terminat anul ăsta, în 2021, în noiembrie. Deci a fost ceva. 2 ani și ceva. Uh-huh. Și cum te-ai simțit după când a fost gata? A fost un sentiment ciudat, pentru că, na, 2 ani și ceva am avut tot timpul, chiar dacă nu era constant, n-aveam în fiecare zi, dar știam că o să fie ceva, că o să am într-o săptămână 2 zile, într-o săptămână 5, într-o săptămână niciuna, dar știam că e ceva, acum se termină și se termină. A fost o parte destul de importantă pentru mine, că e al doilea proiect, dar e primul proiect în România. Și a fost și de lungă durată. E un serial româno-suedez. Ok. Dar nu a fost în țară, a fost doar la ei. Da. Și... na, practic ăsta a fost primul în România. Și a fost așa important pentru mine. O lipsă așa. Cum vezi diferența dintre tine când ai început la Vlad și acum? Chiar să știi că cred că e destul de mare diferența, pentru că nu prea știam nimic pe partea tehnică. Adică am făcut facultatea de teatru. Noi nu avem facultate de film. Acum avem un master de film la care sunt. Dar n-am învățat partea tehnică înainte și am ajuns acolo și nu știam exact ce trebuie să fac, cum să mă coordonez în funcție de lumini, de marcurile de pe jos. Deci, da, sunt niște chestii tehnice pe care trebuie să le respecti și cumva trebuie să să le faci la început. Deci înainte repeți, zici, trebuie să iau paharul ăsta, te duci și în semnul ăla și nu știu ce faci, mișcarea scenei. Și după aia trebuie să o lasă să intre, să se așeze în tine, fără să te mai gândești la mișcări. Să le faci ca să poți să te axezi pe text, pe ce ai tu de făcut de fapt. Și la început nu puteam deloc să uit de părțile tehnice, adică le aveam foarte bine setate în cap, dar se vedea că sunt stângace și asta am luat din libertatea mea de a fi acolo în prezent cu textul. Și acum, după 2 ani și ceva de făcut constant chestia asta, simt că s-au așezat toate lucrurile tehnice și am mai multă libertate. Și e foarte bine să ai exercițiu constant. Deci te-a ajutat mult așa, în foarte mult. Așa, în chestia asta. Foarte, te obișnuiești, mă gândesc. Când ai știut că vrei să faci asta? Nu știu. A fost un moment. Exact, știi, să zic că gata, acum vreau să fac asta. Nu era, tot aud răspunsuri că eu știu de când eram mică că vreau să fac chestia asta. Eu nu știu de când eram mică. Chiar în clasa nouă mă gândeam să fac psihologie, să fac drept, să fac habar n-am ceva. Nu știam ce. Și tot în liceu am început să merg la teatru. Eu nu mergeam la teatru înainte. Și am început să merg la spectacole, mergeam singură pentru că nu aveam prieteni care veneau cu mine la spectacole. Și am început să merg singură. Și nu știu, mă puneam așa pe gânduri, adică plecam de acolo și mă rămâneam cu capul la spectacole. Și știu că am văzut un spectacol care mi-a plăcut foarte mult. Și atunci mi-am pus așa problema sau întrebarea, ce se întâmplă în spate. Actorii ăștia sunt niște oameni, de fapt, ce fac ei, cum se pregătesc. Și după am început să fiu mai atentă. Și mi-a stârnit interesul. Și na. N-am zis nimănui până în clasa, până la sfârșitul liceului, n-am zis. Da? N-am zis nimănui că vreau să fac asta. Mi-era cumva, nu rușine, dar mă gândeam că dacă o să zic, o să fie, hai mă,
Dar orice ce înspre partea artistică, dacă e așa o decizie, nu, nu toată lumea să fie de acord. Exact, nu ești prea susținut. Exact. Așa că am ținut-o pentru mine. Am zis că hai să văd dacă intru la facultate, măcar, și după aia vedem mai departe ce se întâmplă. Și bă, fost, m-am pregătit un pic Ai pentru că am intrat, intrat și de acolo da? Sate s-au evit. s-au aliniat. Da. Și ziceai de să intre așa, să fii una cu textul. Cum? Există ceva secret, așa, cum să fii O, personajul dacă ăla știi, sau... ar fi bine. Nu știu cum te pregătești să devii teoretic altă persoană. Deci, Și în fața camerelor, așa mai departe, cred e, că e. asta te obișnuiești cu în fața camerelor, adică când se dă acțiune, deja nu mai trebuie să vezi 50 de oameni care stau în fața ta, că atâția sunt. Nu mai vezi pe aia, vezi doar Știm de la tine partenerul acolo. și camera și așa, nu, așa. Deci te obișnuiești cu timpul, treci peste chestia asta, că e o cameră care te filmează. Și cu textul, dacă aș ști, ar fi ceva, ar fi bine, da? Nu știu, trebuie să lucrezi pe text, să ți-l desfaci, să vezi care sunt intențiile, ce e de dedesubt. Tot ce, pentru că, na, fiecare om are o motivație pentru care spune niște lucruri. Deci trebuie să-i găsești motivațiile personajului, practic. Și ca să fii, să ajungi să fii alt om, că de fapt eu nu sunt de acord cu asta, că acum sunt alt om. Nu, ești tot tu, dar îți faci un mindset. E, Competenți. trebuie să intri în mintea personajului și să-ți asumi felul ăla de a gândi. Că de fapt la asta se rezumă, e un fel de a gândi. Și odată ce îți setezi așa, îi faci biografia personajului, adică trebuie să fie o muncă foarte clară și luată în serios și așa, cred că atunci ești pe drumul bun. Nu știu dacă poți să atingi absolutul cu un personaj. Poate, na, poate poți să faci chestia asta. Ce Dar sunt înseamnă să niște... așa absolut Nu știu ce înseamnă, adică să fie perfect, să zici, mamă, n-am avut nicio greșeală pe, în rolul ăsta. Cred că se întâmplă să nu... Eu acum nu sunt mulțumită de tot ce am făcut. Clar, sunt la început. Adică acum, uitându-mă înapoi, zic, a, scena asta nu trebuia să fie așa. N-ar fi trebuit să zic asta așa. Nu mi-am asumat bine personajul. Pentru că, na, se întâmplă să nu... Care din actorii pe care îi cunoști tu crezi că sunt genul care poți să atingi așa absolut sau nu atingi? Sunt foarte mulți care își fac treaba foarte bine. Acum, uite, Elvira Deatcu, care a fost mama mea în Vlad, ea are așa un fel de a interioriza totul foarte bine și apoi îl exprimă foarte rapid. Se întâmplă chestia asta, știi? Adică și indicațiile le ia și le face imediat. Și asta mi se pare foarte mișto, adică așa aș vrea să ajung și eu, să primesc o indicație și apoi imediat să o execut, să zic așa. Și are chestia asta cu personajele, le identifică bine, le joacă foarte Îl bine. simte așa. Da, le simte. Dar sunt mulți, acum dacă stau să zic pe toți. Și am văzut, am reușit să văd, nu m-am uitat la tot serialul, dar am reușit să văd câteva scene cu tine, care erau foarte, efectiv, venea să mă uit după aia la tot serialul. Astea cu două am văzut mai șmecher, mi s-a părut. Când te-o legat tipul ăla de scaun și aia cu pistolul. Care Te că au fost puși, mai bă. multe. A ah. fost legendar. Jo. Cum zim ceva despre scenele alea, nu știu. Oh, scenele alea au fost grele pentru Și că... și tipul ăla ce te lega, ce bine juca, că Da, și-o Emiliano. rupt cămașa și grav. Da. Foarte tare, Emiliano. Alea au fost niște zile foarte grele pentru că am stat într-un garaj. Era iarnă când filmam chestiile astea și eu, chiar dacă aveam hanorac, blană, tricou pe dedesubt, chestiile astea, am stat legată așa 12 ore și n-am scos un cuvânt pentru că nu aveam decât timpul pe la sfârșit, așa, n-aveam replici și nu pot să explic cât de greu e să stai așa, în frig, să nu zici nimic.
Adică la pauza de masă ce am mai început să vorbesc și eu. Scriți așa intens, numai cu ochii. Da, și mă gândeam, bă, oare de câte ore n-am mai vorbit? Și numai, deja eram înghecată, de asta zic că a fost foarte greu. Dar, nu. A fost intens atunci. A fost tare. Nu știu ce să zic mai multe despre chestia asta. Și ai cu pistolul, mi s-a părut. Da, uite, de-aia nu sunt prea mândră de secvența aia. Acum n-aș mai fi jucat așa, da? Așa a fost să fie. Cât de mare e diferența dintre tine, tu, personal, și personajul pe care îl joci? Cât de mult semănăți? În început aș fi zis, acum 2 ani, că nu semăn deloc cu fata asta, că e o nebună, eu nu m-aș face așa ceva niciodată. Și acum, după ce au trecut 2 ani jumate și am văzut tot ce a făcut, am jucat tot ce a făcut, parcă nu mai e chiar așa, adică că clar face niște chestii pe care eu nu le-aș face, adică nu aș fugi de acasă, ca asta fac, am fugit de acasă, am ajuns legată de scaune, cu pistoale, cu chestii în pădure, alergând după oameni și așa. Da, așa partea asta rebelă, să zic, are toată lumea. Adică și eu când eram în liceu făceam tot ce voiam eu, chiar dacă ai mei ziceau nu. Găseam eu cumva să fac o chestie aia. Deci, cred că reasemănăm, cred că ea e la extreme. Adică ea face totul așa. Adică am făcut-o un molotov la un moment dat și am aruncat pe geam doar ca să ies din casă. La modul ăla, n-aș face asta niciodată eu. Adică, stai așa, să ies din casă. Dar reasemănăm, mi-a plăcut foarte mult să joc personajul ăsta. Pentru că e și un personaj care cred că nu o să mi se mai dea să joc chestia asta, pentru că toată lumea mă vede foarte cu minte, inocent, angelic, așa mi s-a zis toată facultatea. Și chiar m-am bucurat foarte tare când am ajuns să joc rolul ăsta, pentru că mi s-a zis toată facultatea că eu nu o să joc decât chestii cu minte, fete cu minte și așa. Da, deci și... a fost și așa. Da, a fost foarte tare. Da, da. Și... m-am bucurat foarte, foarte tare. Și dar... tu când vrei să trimiți, de gând posibil și așa mai departe, pentru rolul ăla, tu primești înainte, gen, pentru ce rol trebuie să te pregătești dacă vrei să îl iei? Păi, chestia e că nu prea trimiști tu, ci te cheamă la casting. Foarte rar se întâmplă să trimiți tu ceva. Și... când ajungi la casting, primești foarte puține detalii despre personaj. Adică nu știam exact, primisem 2 secvențe în care trebuie să deduci tu ce se întâmplă cu personajul, care e treaba, cum e și așa mai departe. Dar e foarte puțin acolo. Nu prea se trimis scenarii de înainte. Și după aceea primești la casting acolo? Acolo? Cum e la un casting? Păi e diferit, depinde de fiecare proiect. Adică la primul serial am dat probele cu regizorul la început și cu directora de casting și după am dat cu personajele ca să vedem cum ne potrivim. Deci, da, asta e că e foarte diferit de la proiect la proiect. Acolo lucram foarte mult cu regizorul. Adică el voia să vadă dacă pot să fac indicațiile pe care mi le zice. Aveam un monolog de pregătit, l-am pregătit cum am crezut eu și apoi el a venit și mi-a dat tot felul de indicații. Și asta se exa mult pe lucru acolo la casting, adică stăteam destul de mult, și 2 ore, și 3 ore, am avut 6 probe acolo, deci pe 2 luni sau 3 luni s-au întins probele. Deci nu e ce vedem noi în Friends, că intră, zice 2 linii, zice nu s-a mă, și gata. Aici nu a fost așa, și la Vlad a stat tot 3 luni în casting. Și ultima probă a fost pe set. Asta, n-am fost niciodată la o probă pe set, doar la Vlad mi s-a întâmplat chestia asta și a fost foarte tare. Asta 7 ore, cred. Poate mai mult. M-am dus și a fost ca la o zi de filmare. M-am dus la make-up, la păr, m-am îmbrăcat în costum. Da. Așa, pe urmă, a vrut regizorul să dau probă într-o mașină și să filmeze cu o cameră. În timp ce se filma pe set, pentru Vlad. Și nu i-a plăcut nu știu ce în mașină și a zis hai pe set. Și m-a dat pe set, adică proba mea a fost pe set în timpul filmărilor. Asta mi s-a părut foarte tare. Și îți dai seama, eram la casting, adică nu mă gândeam că o să ajung acolo.
câte emoții am avut, habar n-aveam ce se întâmplă, ploua, era noapte și mi-a zis, hai, vino, vino, vino. Nu știam exact. Și am văzut că ajung pe set, două camere, din alea mare, Alexa. Și am zis, stați un pic. Am așteptat să tragă secvența aia, când s-a dat, când au zis tras, hai, Anda, vino. Și am dat Do your tomba thing, acolo man. cu vreo, I nu știu see câți oameni. I'm trying to see my phone. Cu o echipă de filmare i-am dat proba. Da. Deci, asta zic, depinde de la proiect la proiect cum decurge un casting. Acum că a fost pandemia asta, au fost foarte multe castinguri. Am dat unul și pe Zoom. A fost, da, și a fost foarte ciudat. A Lasă, nu nicio. fost ciudat, adică să dai o probă pe Zoom. Când ești cu persoana aia față în față, se întâmplă niște chestii, se transmit unele lucruri, Era vezi ceva. ce, Se cum te clicuiește, înțelegi, era da, ceva. dacă clicuiești sau nu cu omul, dar pe Zoom, așa, nu îți dai seama exact de omul ăla și dacă se potrivește. Părerea mea, acum nu știu. Se trimit și self-tape-uri, te filmezi la tine acasă cu textul pe care îl ai și îl dai. Așa tare, ca pe vremuri, când trimiteau actorii cu casetele, știi? Se Se trimiteau casete? înregistrau, da, și trimiteau prin caseta, prin poștă, da. Mie mi se pare că trebuie făcut în persoană castingul, tocmai pentru chestiile astea pe care nu o să ți le dea niciodată un ecran. Complicat e altceva. Și mie îmi place să joc poker live. Nu. Asta zic. Nu online, de căcat. Nu e așa? O mai fost o scenă așa în care ai dat cuiva o palmă. Și La oare două a fost palme. și când ai luat. Am luat. E gen pe bune? Da. Serios? Da, la noi a fost pe bune. M-am trezit a doua zi așa umflată. Eu. Și când am Și vorbit nu e prima oară, ok. mi-am dat seama că o să vorbesc așa în ziua aia, că atunci pe loc n-am simțit, știi, câte duble am tras Și așa. da, chiar, oare Da, a de câte doua zi a ori fost. trebuie din ca să De iasă multe în ori. scenă? De multe ori, pentru că era prima zi de filmare după un an de pauză de la pandemie și na, până ne-am reglat, iar adică la mine a durat mai mult până am fost ok. Am tras destul de multe duble, pentru că oricum, chiar dacă o faci din 5 duble, să zic, sunt mai multe setup-uri. Adică camera trebuie să fie și pe tine, și pe mine, și larg. Depinde câte Și care e setup-uri energia după aia trebuie. când gen cut se oprește și cu actorul ăla ce o trebuie să-ți tragă o fan. Gen, nu e așa A ciudat fost, un pic? nu, a fost Sau foarte să funny. Mi s-a părut fain. Adică, na, se întâmpla ceva pe bune, fizic, și când se întâmplă chestii fizice, ești acolo Scoți prezent, știi? reacțiunea. Și mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut când a trebuit să dau. Că a fost fix acum o secvență, Da, în da. ultimul sezon, când îmi dădea Elvira o palmă și apoi dădeam și eu. Da. Și e o femeie pe care o știu de când eram atâta. Și acum trebuie să-i dau o palmă, știi? Dar trebuie să treci peste chestiile astea și să... Asta e, trebuie să dea o palmă, trebuie să dea o palmă. Și pe Dar urmă. mie tot mi-a fost greu să dau o palmă pe bune, așa, cu zvâc. Da, nu. Click of the wrist. Și cam de câte ori? Mă țin minte, potrivit să... De vreo 10 ori, sigur, i-am dat. Să Da. vă și Bine certați când... înainte, știți, să filmați da, Bă, ideea e că atunci când era camera pe mine, nu-i dădeam tare. Îi dădeam ca să așa. se vadă mișcarea de mână, dar nu-i dădeam pe bune. Doar când era cam prin planul ei. Dacă Să se tot ești vadă. acolo, să... Vezi, chestii din astea care nu știe lumea, mi se pare și nu apreciază foarte mult. De-aia nu știu cât de... Nu mi se pare foarte apreciată actorii în România. Sau poate tu știi mai bine. Nu știu Ce cât de glumă. apreciată e și așa, adică te referi la noi între noi, na, clar apreciem și Ok, altceva, dar zici de aia lume clar, e care... de lume și așa. Uite, a fost acum un subiect tot super dezbătut în pandemie, cu care poți să fii sau să nu fii de acord, dar noi ne gândeam așa că atâtea luni cât am fost închiși în casă, ce am făcut? Am ascultat muzică, ne-am uitat la filme, la seriale, am gătit, whatever, da? Dacă nu erau filmele și serialele și Da. muzica și așa,
Cred că ne-ar fi lipsit ceva, știi? Adică ar fi fost foarte sec totul. Probabil nu e apreciată, chiar s-au făcut niște studii acum pe zona asta culturală. Și bugetul e foarte mic, adică suntem ultimi pe listă și ca interes și ca bugete alocate și ca... Nu știu dacă e foarte bine văzută. Acum, poate cândva, câțiva... Putea să se schimbe asta, nu știu, să fie mai mult televizat totul sau marketing făcut. Păi aici intră foarte multe în discuție, adică dacă tu faci un spectacol, să luăm un spectacol, faci un spectacol la Teatru Bulandra, habar n-am. Faci Richard al III-lea, care chiar e de Shakespeare. Chiar dacă îl pui la televizor, să zicem, ceea ce nu se întâmplă. Da, să fie multă lume. Lumea oricum nu o să vină, adică e puțin așa când vede un spectacol de 3 ore jumate, Shakespeare, nu mai e interesul ăla, cred. Lumea mi se pare că se duce către ce e comercial, ce e ușor de văzut, comedii bulevardiere și așa mai departe. Că să stai pe scaun și ha-ha-ha, ce fani e, ce... Să fie ușor. Mi se pare că spre asta se îndreaptă lumea, adică eu mă uit în sală când mă duc la spectacole din astea. E puțină lume. Și uite, am fost acum la un spectacol la operă, Lohengrin se numește, durează 5 ore. Eu am stat 5 ore și m-am uitat și nu m-am plictisit și eram acolo, am stat foarte mult, mi se pare și mie să stai 5 ore pe un scaun să te uiți. Dar când e atât de bine ce se întâmplă acolo, nu pot să... Și au fost două pauze de 15 minute în care lumea tot pleca. Și... Da, clar, merge lumea spre comercial. Dar asta cred că trebuie să și fie publicul educat. Clar, da, trebuie. Asta se primi comercial, mi se pare că dacă te uiți la filmele care au scos cei mai mulți bani din ever, e normal. Primele 5, aproape toate Avengers și... Asta e că dacă aduci un film de artă, nu poți, adică părerea mea e că nu poți să îl pui la televizor sau că sunt targeturi diferite, sunt e audiență diferită. Ce e comercial, da, mult marketing, reclame, așa, se mediatizează. E o diferență destul de mare, adică, na. Și care crezi că e diferența dintre ce se face pe Hollywood și ce se face aici la noi? Adică mă gândesc că-s banii. Sunt banii, clar. Chiar mi-a zis un profesor de-al meu de la facultate că ei au o autostradă construită special pentru filmări. Adică când au secvențe de filmat pe autostradă, ei se duc pe autostrada lor și filmează pe autostrada lor. Noi dacă am... Da, noi nu avem punct. Noi nu avem autostradă. Și eu am un ideal de film. Deci, cred că îți dai seama de aici care e diferența. Da. Clar, banii sunt acolo foarte, foarte important. Crezi că școala de actorie e mult mai bună sau mult mai... Acolo sau? Da. Acolo sunt... Acolo poți să-ți alegi tu la ce școală să te duci și ce, pe ce teorie să mergi. Aici noi avem, în România avem vreo, cred că 7 facultăți de actorie, unde din câte am auzit se merge pe Stanislavski, care e o metodă și cam acolo se oprește tot, adică se merge pe o singură metodă la noi și acolo ai tu libertatea să-ți alegi pe ce metodă vrei să mergi. Sunt și metode de actorie. Da. Da, sunt și metode de actorie. Da, sunt mai multe, adică e foarte mult de zis. Stanislavski la noi se bazează pe interior, să-ți aduci personajul la tine, textul. Sau mai sunt alte metode, să aduci din exterior, prin metode fizice. Cum e aici la voi, din câte am auzit, la UBB. E foarte fizic totul, adică se duce mai mult din exterior. Acum nu știu dacă greșesc sau nu, e doar din auzite, deci nu am ceva clar. Dar e fizicalitate, au cursuri de dans și aduc asta, integrează prin mișcări și așa.
ca să aducă totul spre ei. La noi pornește din interior și ei merge către exterior. Și sunt tot felul de alte metode. Și asta zic, acolo sunt mai multe facultăți, mai multe școli și poți să te alegi tu. Aici te duci și o să faci asta. Mai intri puțin și în alte metode, dar nu cât să zici că gata, știu asta. Că sunt unii actori care știu, actorii care știu dansa, știu cânta, știu să joace bine rolul, că au toate, efectiv, parcă tot pachetul. Păi asta se numește un actor complet. Mm-hmm. Și spre asta se tinde, adică în Germania acum, în câte am auzit, spectacolele se fac, se cer mai mult actori compleți, care cântă, dansează și pe lângă asta și joacă. Pentru că e mult mai ușor să ai un actor care îți face toate astea, decât să stai să-l înveți, dar parcă nu iese și așa, știi, să nu prea cântă bine. Sau... Și cred că spre asta se tinde, către actorul complet. Și acum la noi am început să fac foarte, foarte multe spectacole teatru dans în București. Se duce către zona asta. Nu mai știu care era întrebarea, că mai aveam ceva de zis și am uitat între timp. Ok. Vreau să mai zic ceva și mi-a scăpat. Da, care sunt top 3 actori? N-am un top și nu cred că o să am vreodată un top. Sincer, chiar nu. Așa, atunci aș câțiva de menționat. Câțiva de menționat România sau? All around, da. Și peste tot. Deci pentru România, și aș vrea să menționez pentru că tocmai s-a... Luminița Gheorghiu, care a jucat în toate filmele românești aproape, este o actriță, dar din păcate acum puțin timp s-a dus. Și cred că merită menționat, adică a fost o actriță incredibilă. Așa, tot pe România mă duc. Ana Ularu, îmi place foarte mult și mi-ar plăcea să joc cu ea, care a avut un parcurs foarte, foarte tare. A plecat cu, din câte am citit, nu știu dacă e adevărat, a plecat cu un film în America și apoi a început să joace un film românesc. Și a început să joace în America și joacă foarte mult în America și în Germania și în Anglia și în România și la teatru în România. Și mi se pare că are un parcurs foarte mișto și E foarte tare ca actriță. Și așa, nu știu, din oamenii cunoscuți, Tom Hanks. Mie îmi place foarte mult de Uma Thurman. Cred că i-am văzut aproape toate filmele, nu știu, sigur. Sunt, dar nu, cred că nici nu vin acum. Sunt foarte mulți. Și filme? Filme preferate? Da. Și la asta, că dacă văd în seara asta un film, o să zic, oh, asta e preferatul meu. Da, se schimbă de la... Dar așa, chiar dacă poate nu e un film foarte bun, dar îmi place mie, cred că l-aș vedea în continuu și nu m-aș plictisi, este Leon. Da, antrenează pe fetița aia, nu? Cum? O antrenează pe fetița aia. Da, o antrenează deși el nu vrea. Da, nu știu, mi-a plăcut mie foarte, foarte mult. Așa sunt multe. Poți de biciclete, bicycle tips. La vita e bella. Mi se blochează creierul când trebuie să vorbesc despre chestiile astea. Habar n-am, Balanța, film românesc al lui Pentilie. E tare. Terminus Paradis. Nuntă mută al lui Horatiu Mărăele. Sunt multe. Nu am... Poate Leon e preferatul meu, dar nu știu sigur dacă e. Pentru că nu pot să am un film preferat. Pentru că se schimbă de la zi la zi, poate, habar n-am, de la lună la lună. Jean-Luc Godard îmi place foarte mult, mi-ar plăcea. Mi-aș plăcut să joc într-un film de-a lui. Da, na. Deci ăla ar fi, nu știu, rolul visului tău sau care ar fi, așa, te plinești acum. Într-un an, probabil să ți se schimbe, dar acum, care crezi că ar fi rolul cu care tu zici că... Cu care să dau gata? Exact. Probabil că nu l-aș vrea acum, asta ar fi clar. Nu l-aș vrea la 22 de ani, rolul ăla. Pentru că știu că până la 30-40 o să mai am atât de multe de învățat și o să mă uit înapoi și o să zic, ce prost am fost, că l-am jucat așa sau că am făcut asta.
Acum mi-ar plăcea să experimentez din toate. Simplu să zic că asta vreau acum și așa. Mi-ar plăcea să am și un film american, dacă s-ar putea. Marvel. Da, ceva. Așa, mi-ar plăcea și să joc în Franța, într-un film super artistic și cum e acolo, așa. Și în România, măcar, mi-ar plăcea să joc într-un film. Mi-ar plăcea să experimentez. Nu, asta mi s-ar părea. Mi se pare că așa ar trebui să fie o carieră. Dacă poți numi carieră, să ai din toate câte puțin, nu să zici că asta vreau să joc și asta să fie. Mi se pare Universal că, Trip. da. Te poți mula cu orice Pentru că problemă. mi se pare că nu prea se întâmplă asta, adică pe noi ne iau ca pe niște tipologii. A, tu ești așa, arăți așa, deci vei juca asta. Ca Și ai The o Rock, că în toate paletă. filmele cu jungla. Exact. Bine, păi nu prea poți să vezi în... Într-un film francez. Da, Să exact. vreau. Da, nu poți, pur și Exact. simplu, nu poți să vezi că el are o tipologie foarte clară. Dacă mă arad în cap, mi s-a schimbat complet tipologia. Știi? Doar că nu prea ni se întâmplă asta nouă, din ce am observat. Te încadrează cineva într-o tipologie și nu mai ești de acolo. De asta m-am bucurat foarte tare la plan. Mi s-a dat fix pe invers. De ce? Dacă mă duc să văd chiar. Așa, cât de... Așa. Cred că asta ar fi foarte tare. Să avem ocazia să jucăm, adică nu se zică la 30 de ani, a, tu ai 30 de ani, ești bună de mamă și atâta, și de acum o să joci mame. Și care crezi totuși că e șansa ca un film românesc să explodeze? Cum ai văzut acum cu explodat astea, gen, cum a fost Spider-Man? filme în limba lor, gen, cum a fost în Spania la Casa de Papel Ah. sau la Squid Game în coreană și totuși Și a au explodat. explodat Păi, totuși, știi? astea în primul rând au fost pe Netflix, ceea ce le dă o expunere foarte mare. Așa și filmele românești care ajung pe Netflix, deja cred că se duc și în alte țări și sunt vizionate de alți oameni. Și că ziceau actorii din Casa de Papel că gen, ei nu mai jucau gen, pentru ăștia din Spania și așa, și când au pus pe Da. Netflix serialul, A explodat explodat. telefoanele în continuu Da, și da, da. așa de nicăieri. Păi uite asta, a fost Netflix-ul Da, îmi se pare că trebuie să fie chiar un la serial Netflix. bun ca să prindă peste toată lumea, chiar dacă intră nu e în engleză, știi, Da. în coreană sau știu eu ce. Păi nu știu, cred că trebuie să targetezi ce vor oamenii. Cred că trebuie să vezi ce își doresc oamenii. Da, ce se uită și apoi să faci ceva de genul ăla și să-l dai mai departe. Și cred că așa o să primești chiar limba noastră. Uite, cum a fost, chiar dacă nu e internațional, cum a fost Umbre. Cred că l-ai văzut. A fost în toată țara s-a uitat la Umbre și a fost atât de apreciat și... Da, dar... Nu cred că o și ieși din țară. Asta e că nu știu cât. Probabil a ieșit. Cu HBO, cred că a Păi fost. da, cu HBO. Sigur. Da, cei pe o platformă de genul, mi se pare că o să ajungă. Păi cam asta e că acum dacă s-au introdus toate... E la îndemână să te uiți pe Netflix și cam acolo te oprești, Netflix, HBO și cam asta e. Cred că asta e, dacă ai o imagine bună, cât să atragă privitorul și măcar să se întâmple ceva, știi, să se întâmple, să fie puțin acțiune, poate asta e, nu știu de ce nu ajung filmele și serialele românești mai departe. Eu cred că dacă ar fi așa producții mari ca și Netflix sau HBO sau așa, cred că ar fi cumva ar trebui să îi pună pe ei să facă producții locale. Și așa cred că ar reuși cumva să... Da, dar iau și alt buget, adică Da, na, da, ce buget are Netflix și ce buget are România. Clar și asta împiedică distribuirea produselor voastre în afară. Da. Ce mai faci când nu ești actriță? Ce pasiune Păi... pasiune Îmi place să, deși nu știu foarte bine,
Să mai cânt la chitară, să mai cânt la pian, da, foarte, foarte puțin, adică nu fi cum că am făcut când era mică puțin. Da. Am făcut când era mică puțin și vei mai așa din când în când să văd ce mai fac. Pianul și chitară mea. Și citesc, vreau să citesc acum cât mai mult. Sper să îmi iasă. Ce gen? Păi până acum, mi-am dat seama recent când ar trebui să fac asta, citeam teatru. Ok, dar de ce n-ar trebui să fac asta? Nu știu, că ar trebui să descoper și că te să văd un pic în afara bulei mele. Fix asta vorbeam. Că noi suntem așa într-o bulă, avem doar prieteni din meserie, vorbim doar de teatru, filme și cam atât. Asta facem noi, adică toată facultatea asta am făcut. Ieșeam după cursuri și după repetiții, după 12 ore de stat acolo în facultate, mergeam lângă facultate să bem ceva și vorbeam despre teatru și film și actori. Și asta am făcut ani, știi? Și am citit teatru, am văzut filme și așa și acum mi-am dat seama că există beletristică și că aș putea să citesc asta eventual în loc de piese de teatru. Și asta vreau să descoper. Am văzut și că ai sărit cu parașuta. Da. Cum? Și de ce? E o poveste foarte funny asta cu parașuta. Deci eram noi la Vlad. Lunea ne strângeam cu toții, sau cât mai mult, să vedem episodul. Și vorbeam într-o seară cu Vicky Răileanu. Că de ce au sărit băieții cu parașuta, Nartea și cu Ștefan Iancu? Că ei de ce au sărit și noi n-am sărit? De ce n-au sărit și fetele? Hai să sară și fetele. Și vine Vicky. Am vrut să sar cu parașuta? Da. Și eu am zis da, dar am crezut că e așa, da, o să vreau, da, vreau cumva să sar cu parașuta în viața asta. Și da, bine, hai că o să vorbesc. Da. Vrei, nu? La mine e țână. Țână un nou, da. Da, 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 sunt, da. Cu mașina măcar? Nu, cu nimic, nimic ce are, motor. Cu o barcă atunci să te dai pe aia. Așa, și am crezut că, așa. Da, bine, o să... Am vorbit doar, nu o să se întâmple. Și mă sună Vicky peste câteva zile. Anda, am vorbit săptămâna viitoare să rim cu parașuta. Și am rămas așa un pic la telefon, am zis că nu se poate, nu... Acum mai eram pe bune. Nu eram pregătită de așa ceva. Și a venit ziua, m-am dus acolo. Nu puteam să cred pe bune că fac asta, știi, că eram... Nu credeam. Eu trebuie să văd că fac asta și după aia o să cred. Eram așa. Am venit aici, dar eu nu s-ar cumpăra asta. Și m-am dus acolo, erau niște întârzieri. A trebuit să stăm vreo două ore, timp în care eu mă alimentam așa cu emoții și deja tremuram, eram așa. Și vedeam pe tipii care urma să sară cu noi. Erau foarte liniștiți, n-aveau nicio emoție. Ei jucau fotbal de picior, tenis de picior, fotbal de picior. Tenis de picior. Lap tenis. Așa. Cum? Lap tenis. Aici la noi, nu știu. Da, așa, la tenis. Da. E foarte fancy, tenis de picior. Tenis de picior, nu ce zice. Așa, și eu mă gândeam, băi, dar voi o să săriți cu parașuta, cum puteți să fiți așa relaxați? Mă rog, m-au pus în ham, nu știu ce, mi-au început să-mi arate cum o să se întâmple, ce trebuie să fac. Eu panicam și mai tare și mi-era super frică, eram așa. Și mai este un domn de acolo, cel care sărea de foarte mult timp. Făcea asta de o viață, cred că avea vreo 30 de ani când sărea. Mi-a zis trebuie să lași frâna de mână jos. Că altfel n-are sens să sari. Dacă tu te panichezi, las-o, du-te, fii liniștit acolo în cer. Și dar atunci chiar m-am relaxat că mi-a zis nenea asta să las frâna de mână. Și, dar nu știu să explic, e o senzație pe care nu o poți explica, știi cum sunt unele chestii pe care n-ai cum să le explici, fix asta așa e. Te urci în avionul la micuț și ești legat de, cum îl cheamă pe instructor sau cum îi zice așa, ești legat de el și vezi cum urci și te gândești, mamă, eu de aici o să sar. Treci de nori.
nu mai vezi nimica. Și te pune acolo pe marginea avionului. Și stai așa câteva secunde și te întreabă, ești gata? Deja am apucat să răspund ca să ne uită. Și am învățat eu să nu. Știi să nu nu. Ba, măi, dar... Te aruncă în poate, că zboară. Și după aia a fost... nu ca foarte mult, vreo 50 de secunde. Da, cred că cea mai tare experiență. Adică, ți-aș recomanda să treci peste frica asta ta, pentru că e super, super mișto. Ia, mă gândesc. Pentru senzația asta pe care n-ai cum să... Nu ești mort, când aterizezi. Nu ești mort, ai două parașute, nu ești mort, n-ai cum, nu se poate. E super, super safe. Oamenii ăia fac asta în fiecare zi de câteva ori, instructorii. E chiar e safe. Ești bolnav. Da. Măcar tu vreau bine. Chiar recomand. Pentru că chiar e o senzație pe care nu poți să o descrii. Și pentru asta măcar. Așa. Păi da, deci când am pus picioarele pe pământ... Băi, deci când pui picioarele pe pământ ești... Ok, acum ce? Ce poate să fie mai tare de atâta? Exact, adică m-am dus în mașină, am condus spre casă și mă gândeam... Cam lame. Conduci. Și după aia stai așa în ham. Și ți-a spus, cazi în gol doar 50 de secunde. După aia se deschide parașuta și doar stai așa. Și te uiți. Nu, dar nu mai e nicio treabă atunci. După ce s-a întâmplat chestia asta. Ești tu foarte sceptic așa. Da. Da. Nu se întâmplă nimic, garantez. Da, când o să mă duc direct backflip-sa. Burtă. Întreabă instructorul, ești gata? Nu, nu ești tu gata. Zic, o să fac. Și altele pe care vrea să le faci de-astea nebune? Nu știu, cred că bumping jumping a fost. Băi, asta voiam. Foarte popping acum câțiva ani. Când te dai la People Are Awesome pe YouTube. Băi, eu mergeam cu ai mei, când plecam în vacanță cu ai mei. Eu le ziceam să oprească la barajul Vidraru, ca acolo să se rea. Eu ziceam, stai să ne uităm și noi, pentru că eu voiam foarte tare să fac chestia asta când aveam 10 ani. Bolnavă, doamna. Și astăzi, hai să ne uităm. Și făteam pe aia și ziceam, mamă, ce mișto, trebuie să fac asta viața asta. Acum, când mă gândesc, mi-e o frică. Mi se pare cea mai rea chestie pe care poți să o faci. Pentru că după aia faci așa, în aer. Asta mi se pare cel mai nasol. N-aș mai face chestia asta, cum mi-ar fi super frică. Și că am văzut pe sport cum rău la A Thousand Ways to Die, la emisiune, la unui somn fășurat, bă, ce sfor ai ajuns, cât tu duci și ceau. Tu ți-o și faci cu mâna ta, chiar, da. Ca să nu faci chestiile astea, te uiți la ce se poate întâmpla mai rău. No, trebuie să știu toate posibilitățile, toate outcome. Dar poți să mergi pe trecerea de pietoni. Da, dar e bine, păi poate să fie. Nu, și ăia nebuni, ăia ce sap cu costumul ăla de beveriță, da. De pe el, peste mult, așa se face. Le deau așa aici. Stai să nu știu. M-aș da cu parapanta. Asta chiar aș vrea să fac. Și m-aș duce într-o casă din aia. Casa groazei sau cum se numește, mi-e foarte frică, nu pot, m-am dus cu... La brană. Păi acolo trebuie să-mi depășesc eu frică, că m-am dus cu... N-am putut mă să intru, deci m-am dus în liceu cu colegii mei, au intrat toți, am intrat și eu, că am zis nu se poate să rămân singur afară, intru și am ieșit după primul hol. Am zis nu vreau și am ieșit. Mi-e frică rău de tot, pentru că... Am auzit că un om a leșinat de frică. Înaintea noastră s-a, nu știu, a luat pauză sau ceva, pentru că omul ăsta a leșinat de frică. Acolo. Îți face marketing. Și m-am gândit că o să mi se întâmple și mie și am zis, nu, plec, ies. Aș vrea să îmi vin frica asta. Ce? Nu ți-am întâmplat asta. Ce actor ai vrea să duci cel mai mult în rol? Poate să fie și unul fain și să trăiască să te combini cu el, nu? Ca profesorul meu din facultate, care a zis că el s-a făcut actor ca să se pupe cu fetele.
Da, eu aș vrea cu o actriță, e ok? Să joc. Dar nu scene din aia, mă! Da, doar te-ai gândit, e ok. Cu Ana Ularu cred că mi-ar plăcea foarte tare. Îmi place mie mult de ea și vreau să joc cu ea. Ok. Cred. Și una din asta super cunoscută? Adică... Nu, super cunoscută. Ce-ai prins date. Și prin state, a? Că acolo e de fapt ce contează în lume, nu ce e aici. Nu, dar asta de răspunsul ăla. Cred că nici nu m-am gândit la asta niciodată, cu cine-și vrea eu să joc din state. Cu oricine, nu știu. Știu dacă mi-aș dori pe cineva în special, adică... Nu știu cu cine am zis mai multe de scenele astea cu combinații și așa. Cum? Adică se păstrează efectiv perfect profesională relația? Adică cum o păstrezi? Așa? Adică nu e un pic deci, ciudat, trebuie să zic o poveste pe care am auzit, nu știu dacă e adevărată sau nu. Acum la Spider-Man, regizorul le-a zis lui da, Tom Holland și Zendaya să nu fie împreună, măcar în timpul filmărilor. Tot Spider-Man. Da, toți Spider-Man-ii da. Am văzut. Și că măcar acum, hai să nu. Și iată ce s-a întâmplat. Nu deci... să țin lesă, dragoste. Exact. Deci, depinde de oameni. Am avut și eu, că cred că la alea te referi, la... Nu? La secvențele pe care le-am avut. Dar noi am fost strict profesional, adică... Da, știam că jucăm ceva și că... Nu-ți pierzi mințile astea, poveștile astea cu n-am mai putut să ies din personal. Pentru mine, da, te gândești un pic, stai mă, că s-a terminat filmarea, sunt eu acum. Nu, că am jucat ceva cu tine și sunt îndrăgostită de tine acum, că am jucat asta. Hai să fim serioși. Nu. Și se eu păstrează... am prieten și așa mai departe. Se păstrează o relație, na, cel puțin pentru mine. Da, acolo când se întâmplă, ești acolo 100% cu partenerul și așa, dar după aia, gata, asta a fost. Buton, așa, poți să... Da, mi se pare că așa ar trebui să dacă aș avea un rol de jucat cu Julia Roberts, nu știu cum așa a fost pe butonul ăla după aia. Serios. Dar da, sunt mulți care s-au s-o rămas după aia prin da, 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 sunt mulți. Dar na, poate chiar... S-a întâmplat ceva cu ei și s-au potrivit și chiar și-au dorit asta, da? Nu poate a fost și efectul ăla film, nu știu. Păi asta e, dacă e doar de că ai filmat asta și apoi să fii cu omul ăla, nu. Ești conștient de ce se întâmplă, joci, stai de jucat și după aia gata. Noi am avut mai multe segmente din astea, a fost super ok cu toată lumea, adică... Se vedea stop și eram... Băteam palma după aia. Te obișnuiești, probabil, dar așa când o să fii prima dată, fai un pic, că da, mă gândesc că... Băi, nu, e ok. Nu e greu să păstrezi dar... Da, ce zici de asta ce primul de Joker, care așa se zice, știi, că a rămas în personaj și după a intrat în depresie și se simte ce spune. Da, nu știu. Poți să rămâi așa, efectiv. Și eu sunt foarte curioasă ce se întâmplă acolo. Bănuiesc că sunt unii oameni care depun foarte mult efort ca să ajungă să gândească ca personajul să fie acolo 100% și poate în mintea lor se întâmplă ceva ciudat. Se întâmplă da, un declic și așa. Sigur. Na, acolo e deja alt nivel. Poate chiar, na, i s-a întâmplat clar ceva ce a rămas acolo cu el. Dar așa la rolurile astea, de, habar n-am eu acum să zic că sunt Iulia și că nu mai pot să ies din e, deja e mult să faci chestia asta. Să, a, eu acum trebuie să fiu super rebelă și așa. Nu. Când e un personaj cu un mindset puternic și trebuie să intri ca lumea în creierul ăla, da, poate se întâmplă, nu știu. Poate se întâmplă ceva cu ei, nu aș ști să explic
și eu sunt curioasă și vreau să întreb câțiva actori care au rămas acolo. Da, dar ei în America au și o pregătire altfel, mai ales cu actorii mari. Adică ei știu cam poate cu un an înainte să ia rolul, că au luat rolul ăla. Și dacă au cerințe speciale, adică uite, De Niro în Taxi Driver a stat, cred dacă nu greșesc, a slăbit foarte mult pentru rolul ăla și a stat câteva luni să se pregătească. Și așa fac cam... Mi se pare crazy cum își schimbă ei corpul pentru rol, faptul, de multe ori. Da, și mi se pare crazy. Cred că DiCaprio, The Revenant, zici că avea 50 de kg, efectiv. Și e crazy să vezi dacă poți zice așa că... Da, și să te umpli și după aia să fii și să te slăbești iar cum? Nu știu, de România nu se face chestia asta. Se iau direct actorii care sunt potriviți. Nu o să zică nimeni, uite, avem 6 luni de pregătire, trebuie să faci aia, așa, așa, aia. Doar dacă e o cerință extra specială și vrea neapărat actorul ăla și regizorul vrea neapărat actorul ăla și zice, pregătește-te. În America se întâmplă asta, pentru că sunt și actori mari și îi vor neapărat pe ăia și așa, și se pregătesc. Și ei fac și method acting. Și, nu știu, dacă au de jucat în restaurant, dacă au de jucat un bucătar. Zic că ia la sus, știi? Un bucătar. Un bucătar sau în pușcărie, un deținut. Ei chiar fac chestiile astea pe bune, adică se duc 3 luni în pușcărie și stau acolo în regimul ăla. Ca să fie mindset-ul ăla. Da. Sau se duc și au cursuri de... sau chiar lucrează într-un restaurant. Sau, nu știu, cineva a avut de jucat un killer. Chiar a făcut chestia asta. Acum nu știu dacă e bine sau nu să te pregătești așa pentru roluri, chiar să faci chestia aia. Da? Da, îți pare nebunie. Bine, mă gândesc și la bugetul lor să te faci mare și apoi mic e mult mai ușor, că poți să... ai șef care îți gătesc și nutriționiști și efectiv. Păi da, cred că asta se întâmplă cu ei. Suplimente și așa mai departe. Da, nu cred că fac de capul lor. Da, și că slăbesc acum, nu mai mănânc toată ziua și că nu e ok să slăbești așa. Sigur au oameni care se ocupă. Da, mi se pare cum își schimb așa că pentru oameni. Dar tu îți dai seama ce greu e, adică să trebuiască să ai clar 3 luni în care trebuiască să slăbești 20 de kg. E foarte greu. Da, să știi că trebuie neapărat să faci asta, pentru că ai problemă. Da, cred că e o chestiune atât de mare. Așa e și clișei că chestia asta state cu CV-ul, că își pun orice în CV și că poate să călărească, că poate să știi da? Ce. Și crezi că la noi nu se întâmplă chestia asta? Da, și când vine momentul doar o faci prima dată și aia mi se pare de seama. Da, am auzit multe povești la noi. Chestii din astea. Da, vorbesc franceză perfect. Chiar o colegă mi-a povestit că a dat, pentru un film nemțesc, a dat 6-7 probe în germană. Probele, pentru că și învăța textul, căuta pe Google Translate, cum să zic, așa. Și pentru un ultim interviu a zis regizorul că vrea să aibă o discuție liberă cu ea în germană. Și am ajuns până acolo și... Dacă vede colega mea, sper să nu se supere. Și am zis povestea ei. Și am zis că nu știu germană și... Eu mă refeream la călărit și te-a dar se fac, dar eu cânt dansez acum, dacă vrei. Perfect. Joc și fotbal, de mică joc fotbal. Mențească pe stradă. Se fac și la noi. Nu avem de chestii. Conduc, chiar dacă n-am permis. Știi? Și când îți pune mașina, Doamne ajută. Doamne ajută. Dar chiar s-a filmat un film în România, prin 2000, în care s-a mers în mașină tot filmul. Doar la început, nu știu, jumătate de oră nu era mașina, restul a fost tot în mașină, în care actorul nu avea permis. Și cum condus, ce, tot filmul? A condus, da. Nu m-ar face bani. Ce-am accident era și film de acțiune. Și exact. Și... Da. Și a condus pe autostradă, Constanța-București. Că noi nu avem autostradă specială pentru filmul. Cum am stat. Era tot așa. Deci se poate și chiar de fapt. Da, cât da. Cât mult îți place acum cât de
filmele astea mai comerciale, cât de mult CGI se folosește. Că e efectiv, știi că te uiți la cum sunt filmate în CGI și e foarte amuzant. E foarte amuzant. Așa verde și se plimbă pe acolo. Și... Tu te referi la cum arată în... Și cum arată, dar cât la de final? Bine că se folosește așa mult. Sau... Păi mi se pare foarte tare că se folosește așa mult. Adică, ca cum am văzut Spider-Man și așa, ai văzut cât de mult e acolo da, și mă gândeam în timpul filmului, când erau ei pe blocul ăla și știi? Când pe... erau Doctor Strange, făcea lumea să se învârte și din alea? A, nu, pe, nu, la început de tot era Zendaya care făcea așa un pic și știi, da. Că era pe o margine așa și mă gândeam că da, de fapt erau pe podea. În spate era un green screen și erau ca o atacat de la așa. Și mi se pare greu, că trebuie să joci bine. Da, mi se pare foarte greu. Mm-hmm. Mi se pare tare, adică poți să faci practic orice vrei tu, orice trece prin cap, poți să o faci. E foarte tare, doar că să fie și făcut mișto. Adică sunt unele filme care poate n-au budget așa mare, care se vede că habar n-am o explozie și se vede cum... Mai apare o flacără pe unde nu trebuie, știi? Videoclipurile lui Marco Glass. Mai ales focuri de-astea, cu tempere. Dar mi se pare tare, nu? Că se mai că... Eu am murit de râs când am văzut la stăpâninele lor. Știi, era Golo. E altă ligă. Și el era tot îmbăcat în verde, gen la filmul ăla Golo. Și gen asta ce jucă până tu stătea și îl mângâia așa pe cap, gen pe actor, în costumul ăla verde. Mi se pare. Și în Game of Thrones cu dragonii și... Ai fost de tare, poți să faci și viitor. Orice ai tu în minte, îți dai seama. Mi se pare incredibil că am ajuns aici. Ți-ar putea să joci așa într-un film care trebuie să fie full CGI. Full green screen. Mi se pare incredibil de greu. Pentru că tu nu vezi nimica. Și dacă ai un obiect, să zici că e palpabil, tot verde e și tot nu are o formă definită din câte am auzit și tu trebuie să-ți imaginezi că ăla e, nu știu, un dragon mic, dar tu vezi o chestie verde. Dă seama cât de greu e și n-ai nimic, n-ai nicio senzație, n-ai niciun... Așa, când filmezi ceva pe bune, ai sentimentul, ai senzațiile, te ajuți de ele, dar așa să fie tot în capul tău, mi se pare incredibil de greu. Chiar nu, mi se pare... Dar mi-ar plăcea să experimente... Nu știu dacă s-a filmat ceva, se mai fac efecte din astea, dar nu e la nivelul ăla. Se fac, uite, avem un curs acum la master de tehnici de televiziune, unde la Digi e un green screen și se fac interviuri cu oameni din alte țări. Și practic se pun două scaune, pe unul este cel care prezintă emisiunea și celălalt scaun e gol. Și el vorbește așa, la spaunul ăla de parcă ar fi cineva, așteptează privirea la ochii ăluia și ăla e în Japonia și e live cu omul din România și filmează. Ce tare. Și ei fac asta, cred că și live. Fac asta, să se vadă ca și cum ar fi un om aici lângă. Deci nu, cred că ușor, dacă o să fie bani, poate să-l mișca înainte. Nu e bun ideea asta. Ar fi tare să văd așa. Zbură și omoră extraterestri. Tare. Crezi că e important la un moment dat să ajungi să refuzi ca să poți să, ca să-ți, cumva să-ți... Să te testi niște limite și să știi exact, ce pentru, vrei să, pentru imagine, imaginea ta. Da, mi se pare important pentru că dacă intri într-o categorie și, nu știu să zic că ajungi cunoscut pentru un rol, lumea o să te vadă așa. Și o să, dacă joci într-un film, o să zică numele celuilalt personaj, știi? Și poate așa îți blochezi și tu niște proiecte, pentru că lumea nu se te mai ia, pentru că, ești ăla din filmul ăla sau din serialul ăla. E puțin tricky cu chestia asta. Adică ori refuzi și știi că... Ai să duci până la capăt. Da, dar știi că dacă refuzi, îți mai lași liber unor proiecte și așa și te păstrezi cumva încă o imagine definită, te păstrezi ca un actor, pur și simplu, ori dacă vrei tu și alegi calea aia, doar că nu ai cum să știi de la început dacă rolul ăla o să fie atât de puternic și o să aibă impact asupra oamenilor ca să îți facă ție o imagine.
în lume. Dacă ar fi să pățești tu asta, ce ai alege? Îți curios. Se pare ciudat cum, gen, știi un actor după un anumit rol, da, știi, da. Și când îl vezi, nu știu, la în ceva video în care nu e în rolul ăla, ți se pare că e, gen, că e ciudat, că e acolo. Ar trebui să fie ăla din film. Cel mai, cred că cel mai bun exemplu e Mr. Bean. Să vezi, da, din, da, să da, vezi da, cum da, vorbește, că nici nu te aștept să vorbească. Da. 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 Nu știu, acum eu l-aș întreba pe Mr. Bean, bă, tu ce părere ai? Ai dat timp înapoi să nu joci, să nu fii Mr. Bean, să fii un actor normal și să joci mai multe chestii? Nu știu cum e bine, nu știu ce aș face. Am jucat și câteva ani. Da, uite, mă gândesc și la, până și la actorii din Last Fairbanks, care ei și-au creat o imagine pentru că au 20 de sezoane. Uh-huh. Acum, dacă tu îl vezi pe Bobonete într-un film, o să-i zici, da, e Bobonete. Nu o să-i zici, e Marian din filmul ăla. Da, corect. Da, exact. O să-ți apară ciudat că îi vorbește ca un om normal. Mi se pare important să rămâi disponibil. Nu aș vrea neapărat să-mi setez o imagine de un personaj. Mm-hmm. E o capcană, să zic așa. Mi-aș plăcea să rămân o față neutră pentru lume. Acum așa că aș putea să refuz. Da, de da, la... da, înțeleg. Atunci. Până să fim pus în momentul de față. Acolo trebuie să poți, vezi tu, să vezi dacă vrei să faci, nu vrei să faci, ce înseamnă, ce... Și dacă îți place să joci în teatru sau în cinema mai mult? Nu prea am jucat în teatru, ca să pot să zic. Okay. Am jucat doar spectacolul meu de licență de 5 ori, că după aia a venit pandemia și n-am mai jucat. Deci asta e experiența mea în teatru. Știu că ziceai că la facultate mai mult faceți teatru, nu film. Da, doar că în facultate funcționează un pic altfel, adică lucrez scene. E o scenă din Chekhov, o scenă din Shakespeare. Și le lucrezi pe un semestru. Nu facem spectacol. Facem spectacol la sfârșitul anilor de licență. Și ar trebui să-l joci cam măcar jumătate de an sau un an, dacă îți permite, ce ești gata cu spectacol. Dar așa, să mergi ca lumea, să fi fost într-un teatru, să am un spectacol, nu am avut niciodată. O să am în curând, în primăvară, o să am primul spectacol. Yay! Așa, sper că o să facem. Mie se pare că sunt cumva două meseri diferite. Nu credeam asta, dar când am ajuns pe set și am văzut care-i treaba, chiar e complet diferit ce se întâmplă la teatru și la film. Nu aș vrea să aleg, mi-ar plăcea să le fac pe amândouă, s-ar fi ideal. Dacă aș putea să fiu angajat într-un teatru și să am și proiecte pe film, ar fi tot ce mi-aș dori. Îmi place foarte mult filmul. Poate dacă ar trebui așa să fie pe viață și pe moarte, cred că aș alege filmul. Ok. Dar asta nu înseamnă că nu vreau să joc. Da, poate da. Benedict Cumberbatch, smash or pass? Face smash! E un subiect foarte vorbit pe net și ești curios. Facem jocul ăsta? Nu știu, are așa o față ciudățită. Și dacă vine cu capa aia din Doctor Strange. Nu, era curios că e un subiect foarte discutat pe internet. Și lumea ce zice? Că smash, bă, că e foarte ciudat, bă, că e foarte... are sex appeal. Dar tu ce zice? Smash. Sherlock, yeah, Sherlock. Da, nu. Easy.